Stimați invitați, îmi face o deosebită plăcere să mă aflu alături de dumneavoastră într-un moment foarte important, lansarea primul ghid de cultură informație din România. Felicit Asociația Bibliotecarilor din România în mod special pentru doamna profesoară Angela Repanovici, autoare ghidului, și pe domnul profesor Mircea Perneala, președintele Asociației Bibliotecarilor din România, pentru profesionalismul cu care a dus la bun sfârșit acest proiect important. Și salut colegii mele, Monica Dragan și Anca Brezan și Ioana Zamian. Ambasada SUA sprijină activitatea bibliotecilor și a bibliotecarilor români. Noi considerăm bibliotecile o poartă deschisă către cunoaștere și educație continuă. Numai un cetățean informat și împlinit din punct de vedere profesional poate să participe activ într-o societate democratică modernă. Bibliotecari sunt cei care asigură accesul liber la informație de calitate, regăsirea, evaluarea și folosirea acesteia. Este motivul pentru care noi am susținut acest proiect al Asociației dumneavoastră. Este motivul pentru care am oferit finanțare în anii 2010 și respectiv 2011 pentru două secțiuni de curs de cultură informație pentru bibliotecar, universitari și școlar. Și nu în ultimul rând, este motivul pentru care am înființat noua American Corners în România. Ele funcționează cu parteneriate între biblioteca gazdă și ambasada SUA și au ca prim scop acela de a oferi acces publicului din România la resurse privind societatea și cultura americană. În afară de faptul că investim în menținerea colecțiilor, suntem preocupați în egală măsură și de dezvoltarea profesională de bibliotecarilor care lucrează în la American Corners. Dumneavoastră, bibliotecare, sunteți importanți. Vă felicit încă o dată și vă urez mult succes în continuare. Sper că lucrăm împreună și la alte proiecte interesante, deosebit în această clădire foarte, foarte frumoasă.